Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și vă invit să mergem împreună astăzi la Bălănești, unde are loc botezul viilor în cinstea Sfântului Trifon, ocrotitorul viilor și livezilor. Sărbătoarea Botezul Viilor de la Bălănești, ajunsă în acest an la cea de-a șaptea ediție, este inițiativa inginerului agronom Vasile Cochină, care are plantații de vie și de pom fructiferi pe teritoriul comunei Bălănești. Este, după părerea mea, o inițiativă constructivă, produce efecte de calitate, efecte sociale, efecte, pot să le zic, și de producție. Pentru că Sfântul Trifon este ocrotitorul nostru, al viticultorilor, al pomicultorilor. Și în plus, suntem și noi mai oameni după ce plecăm de aici. Ne simțim mai bine, mai încărcați, mai pozitivi. Autoritățile locale și județene au răspuns prezent în fiecare an la invitația comunității de a participa la Botezul Viilor. Este un eveniment foarte important unde cu toții încercăm să aducem, să readucem la viață tradițiile pentru comunitatea noastră și pentru cetățenii județului Gorj, să ne aducem aminte de aceste timpuri și clipe frumoase în care Sfântul Trifon este ocrotitorul viilor și a pomilor fructiferi. Pe această cale doresc multă sănătate și fericire tuturor cetățenilor și care au luat parte la acest eveniment, plus ca să ne rugăm ca bunul Dumnezeu în acest an producția să fie una mai bună. Se poate spune că se declanșează activitatea campaniei de primăvară. În acest loc, inginerul Cochină, care a lucrat la stațiunea pomicolă, a reușit să facă o plantație de viță de vie nobilă, modernă, o întreține potrivit tehnologiilor moderne și are și rezultate. A reușit de asemenea să și aibă brevet a soiului de vin pe care îl produce în această plantație și este un exemplu pe care trebuie să-l continuăm. Se poate reuși, bineînțeles, cu multă dăruire pentru a repune pe roate ce a fost și este în contenționare potențialul județului Gorj. La sărbătoarea de la Bălănești a participat și președintele interimar al Camerei Naționale pentru Agricultură, inginerul Cornel Stroiescu. Acesta a venit special din Mehedin să fie alături de agricultorii din Bălănești la o așa zi importantă. Acesta a declarat că entitatea pe care o conduce face demersuri pentru îmbunătățirea condiției fermierilor. Noi ne zbatem, să știți, la București, chiar marți o să avem o intervenție în Parlament, în primul rând pentru modificarea legii camerelor agricole. Trebuie să devenim un organism puternic care să spună cuvântul și să lupte pentru drepturile fermierilor români. Botezul viilor are la bază un ritual păstrat din vechime legat de credința că, dacă te rogi de Sfântul Trifon, acesta ocrotește viile și livezile. Este Sfântul care ocrotește viile și livezile. Este patronul insectelor de tot felul care pot ataca vegetația aducând pagube imense. De aceea, în această zi, preoții se roagă Sfântului Trifon, fac sfeștanie viilor ca să fie roditoare și ferite de gângănii, mană și grindină. Preoții au făcut o slujbă specială cu această ocazie, rostind blestemul Sfântului Trifon pentru gâze și alte pagube ce ar îndrăzni să se apropie de marginile parohiei Bălănești. Vă blestem pe voi cu Sfinții Îngeri toată puterea, cu miile și mii și cu milioane de frică care stau înaintea slavii Dumnezeu, ca să nu stricați via, nici holdele, nici grădinile, nici pomii, nici legumele din toată parohia aceasta și din toată țara noastră. După ce preoții au stropit viile și livezile, localnicii și invitații lor au trecut la masă, după care au încins o horă. Să vorbim.